Salutare, dragilor! Vă așteaptă examenul de bacalaureat și eu vă vin în ajutor prin rezolvarea completă a subiectului al treilea, și anume fix subiectul care s-a dat la simulare. Particularități de caracterizare sau de construcție a unui personaj. Dintr-o novelă aparținând lui Ioan Slavici. Am abordat acest subiect. După cum se poate observa, am ținut cont de toate reperele, astfel încât voi să fiți punctați corespunzător. Am inserat o introducere destul de mare, după câte o puteți observa. Voi reduceți și veți sintetiza aceste informații. Statutul social, psihologic și moral al personajului, m-am referit la toate cele trei, după care m-am referit la o primă scenă semnificativă relevantă pentru trăsătura dominantă a protagonistului, cele două scene, m-am referit la titlu și am făcut legătura cu personajul, cu construcția personajului, la acțiune, la modalități de caracterizare, la perspectivă narrativă. Și am ajuns și la o concluzie. Încep prin a vă spune că este inutil să învățați așa cum s-a crezut. Nu știu câte texte din astea structurate pentru subiectul al treilea. Este suficient să învățați unul singur și să jonglați astfel încât, în funcție de ce vă pică, de ce vi se cere, să abordați o soluție potrivită. Cu alte cuvinte, dacă veți avea particularități de construcție a unui personaj, voi veți avea în vedere exact ce am scris eu aici, mas o menos. Probabil veți mai tăia din introducere pentru că este destul de stufoasă sau din alte chestiuni. Însă, în mare parte, veți respecta aceste elemente pentru că eu respect baremul, respect reperele și este imposibil să nu primesc punctajul maxim pe acest eseu. Dacă veți avea temă și viziune sau particularități de construcție a unui text narrativ, tot cam aceleași aspecte trebuie scrise. Cu o mică precizare, tema textului, care este dezumanizarea lui Ghiță, în cazul acestei novele, va fi corelată cu motive pentru care textul aparține unui curent literar, și anume realismului. Imediat ajung și acolo. Eu am scris o introducere care sună cam așa. Scriitura lui Ioan Slavici se fundamentează pe moralitate, principii, valori, rolul familiei și al echilibrului interior. Fiind un prozator ardelean și precursor al lui Liviu Rebreanu, autorul novelei Moara cu noroc pune bazele literaturii realiste cu tematică rurală. Iată că deja m-am raportat la realism. Și urmează să fac asta chiar dacă nu mi s-a cerut. Practic, această introducere este perfect în regulă și pentru particularități de construcție și pentru relația dintre personaje și pentru temă și viziune, o folosiți peste tot. Creația realizată de acesta se încadrează în realismul obiectiv, iată curentul, ieșind în relief particularități precum, și am dat trăsăturile practic, fixarea în timp și spațiu, simetria compozițională, fatalitatea, funcția de anticipare, verosimilitatea și tipologiile umane. Acest text narrativ este alcătuit din 17 capitole, fiind inclus în volumul de debut din anul 1881, știți prea bine, intitulat Novele din popor. Novela realistă, mă refer la curent în continuare, cu nuanțe psihologice, este în relief prin personajele care participă la acțiune și a căror evoluție este impresionantă. Personajul principal se caracterizează prin complexitate psihologică, ceea ce se află în strânsă legătură cu definiția novelei, accentul căzând asupra conflictului interior, a transformărilor fundamentale și nu asupra acțiunii în sine. Asta face novela. De fapt, se bazează pe conflictul interior, pe complexitatea psihologică a protagonistului și nu pe acțiunea propriu-zisă, așa cum se întâmplă
în situația romanului, deși avem și acolo elemente psihologice. Nuvela se bucură de aprecierea critică din partea lui Titu Maiorescu, acesta recunoscându-i meritul de a se fi inspirat în viața poporului, fapt ce conferă veridicitate, apropierea de realitate. Adică, de aceea, nuvela aceasta aparține realismului. În spiritul realismului, personajele prezintă tipologii umane, purtătoare a unei caracteristici dominante. Aici pot să spun fiind purtătoare a unei caracteristici dominante. Un astfel de personaj complex este și Ghiță, protagonistul, căruia scriitorul îi conturează portretul moral, portret ce relaționează cu toate elementele definitorii ale textului. Titlu, tema, acțiune, conflict, relația cu alte personaje. Iată, l-am introdus în scenă pe minunatul nostru Ghiță. Ghiță. Ghiță și a sa portiță. După aceea, după repere, am mers și m-am raportat la statut. Trăsătura definitorie a protagonistului este reprezentată de dorința exacerbată de înavuțire. Iată, am zis care este trăsătura definitorie și nu am bătut câmpii în alte direcții. Este esențial, dragilor, să aveți în vedere reperele. Nu încercați să povestiți nuvela, nu o luați pe arătură, fiți exact pe subiect. Ceea ce trimite la dezumanizare. Ghiță este pe un personaj rotund, care se transformă pe parcursul evenimentelor și care, în fond, își arată adevărata față, inclusiv faptul că latura materială a existenței constituie elementul primordial în viziunea sa, la fel ca și la Ion, de altfel. Din punct de vedere social, am mers cu statutul. Social. Nu uitați, faceți așa și va fi treaba bună, veți avea punctajul minunat, mult dorit. Se remarcă dorința lui Ghiță de a evolua, de a-și modifica statutul. Din cizmar, ăsta e statutul, meseria lui, practic, da? Dorește să devină cârciumar. Se dovedește a fi un mic întreprinzător în cadrul unei societăți capitaliste în formare. Acesta își face un renume la Han, iar spațiul devine unul pozitiv, întrucât oamenii nu mai pot spune că vin la cârciumă, ci vin la Ghiță. Am mers și mai departe cu statutul său moral. În ceea ce privește statutul său moral, putem menționa că inițial protagonistul este, citez, om harnic și sârguitor, după cum îl caracterizează în mod direct instanța narrativă omniscientă, adică naratorul. În relația cu soția sa, Ana, și cu copiii, este protectiv, iubitor, sugestivă fiind chiar scena în care își învelește soția. Atingându-și scopul, în ceea ce privește statutul său social ascendent, ajunge să vrea din ce în ce mai mulți bani. Fapt ce conduce la asocierea cu Lică Sămădăul și la intrarea în afacerile necurate. Practic, pe măsură ce el pe plan social realizează o mișcare ascendentă, pe plan moral este mișcarea inversă, este cea descendentă. Am mai dat și critică literară, foarte important. Chiar dacă nu se precizează, vă spun că aveți un plus în momentul în care vă raportați la ceea ce a spus G. Călinescu. Faptul că personajul principal are, citez, acel amestec de bine și de rău ce se află la oamenii adevărați, suplimentar pentru elevii care au citit mai mult. Iată. Ce mai trebuie să mai spunem? Dorința de înavuțire a lui Ghiță, care provoacă dezumanizarea acestuia, virgulă, să mai punem și noi o lulea aici, o temă textuală esențială, are consecințe negative, finalul său fiind tragic. Da, m-am referit aici și la temă, la dezumanizarea protagonistului. Din perspectivă psihologică se prezintă conflictul interior. Am spus și repet, nuvela se bazează pe conflictul interior, nu pe acțiunea în sine, de fapt. Degradarea lui Ghiță constă în faptul că este un om învins de propria slăbiciune pentru banii pe care niciodată nu-i consideră suficienți, iar pentru a-i mulți, fără a-și da seama, ce face? Acceptă compromisul, tâlhăria, crima, pe scurt, imoralitatea. Oscilează între a părea cinstit în fața oamenilor, de fațadă, da? Și a câștiga bani murdari, ceea ce trimite chiar la tema nuvelei despre care am discutat. Mai departe,
Am spus că trăsătura dominantă a protagonistului este dorința de înavuțire. Cu slash sau lăcomia sau patima banului este bună oricare din cele trei variante. Și aceasta se poate reliefa în funcție de cele două scene reprezentative. Care sunt scenele? O primă scenă este cea prezentată în capitolul al cincilea, în care se remarcă un conflict dintre el și Lică, deși sămădăul, supraveghetorul, porcarilor. Porcul este un animal malefic, apropo, din punct de vedere simbolic, și a făcut odată apariția la moară. Între ei nu a avut loc o discuție propriu-zisă. Ghiță se dovedește a fi precaut, simțind pericolul. Ce face? Își cumpără câini și pistoale. Îl angajează pe Marți, un ungur înalt ca un brad. Protagonistul înțelege că trebuie să devină omul lui Lică pentru a putea rămâne la moară și pentru a prospera. Mai departe, conflictul exterior iese în evidență când Lică își face apariția la moară, însoțit de oamenii lui. Iar Ghiță încearcă să domine prin forță fizică, precum și prin orgoliul de a nu se lăsa bajocorit. Căciumarul acceptă să îi se ia banii din casă, dar îi impune la rândul său regulile. Naratorul, cu o perspectivă narrativă obiectivă, relatează, citez, ei steteră tăcuți, față în față, hotărâți amândoi și simțind fiecare că și-a găsit omul. Este evident că voi nu veți putea reține toate citatele, sunt atâtea romane, atâtea novele pe care le aveți de învățat și e clar că nu veți reține citatele, probabil doar citatul acela, omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit, ceea ce spune soacra. Dar poate măcar partea aceasta, simțind fiecare că și-a găsit omul, că și-a găsit nașul, nașul bogătașul, ar fi ideal, da? Că practic ei se aseamănă din anumite puncte de vedere, dar tot Ghiță e cel care se dovedește a fi inferior. Tonul amenințător al porcarului, după plecarea lui Ghiță, anticipează evenimentele nefaste. El fiind omul în absența căruia, nu se face nicio mișcare. O altă scenă semnificativă pentru lăcomie, am spus că este cea a judecății. Ghiță și-a pierdut autoritatea, precum și moralitatea, ceea ce îl face vulnerabil și manipulat cu ușurință de Lică. El are intuiția pericolului, se simte vinovat și suferă enorm din cauza suspiciunii comunității. Ghiță, considerând că, îmi place acest citat, cinstit nu e decât omul care a stupat gurile rele, iată, aici se întrevede așa zisa lui omenie, cinste. Doar cel care a stupat gurile rele e cinstit, iată aparența. Lică este cel care domină întreaga situație, prin capacitatea diabolică de a dirija mecanismele justiției și ale opiniei publice, fiind cel care constată că omul căruia îi se găsește slăbiciunea este sub dominanție totală. Porcarul ucide trei ființe umane, pradă, inculpă dușmanii. Iar pe Pintea, jandarmul care îl scăpase pe Lică de o mulțime de ori, îl îngrozește. Protagonistul devine doar un instrument într-un sistem în care fără de lege este fundamentală. Eu am mai dat o scenă suplimentară care accentuează dezumanizarea. Am văzut că voi ați insistat pe această scenă. Nu este rău. Nu este rău. Eu le-am dat pe toate trei. Și este imposibil să nu primiți punctajul dacă voi vă axați pe aceste scene. Este uciderea Anei, ceea ce indică treapta inferioară la care a ajuns Ghiță. Practic, tot din cauza lăcomiei, ajunge pe această treaptă inferioară. Ajunge la dezumanizare, la tema textului. Tot din cauza lăcomiei, asta am și zis, care a devenit principiul de existență, cârciumarul ajunge să-și arunce soția în brațele lui Lică. Aceasta îi se dăruiește sămădăului, dat fiindcă Lică e om. În vreme ce citesc, Ghiță nu e decât o muiere îmbrăcată în straie sau în haine bărbătești. Instinctualitatea, care e valabilă și la Ion, se vede în maniera în care bărbatul infige Anei cuțitul mai adânc pe inima ei, ucigând-o mai întâi simbolic, iar apoi fizic. După aceea, elementele astea de structură și de construcție sunt corelate cu trăsătura. Și atenție, în momentul în care vă referiți la titlu,
Nu spuneți pur și simplu că, la nivel denotativ, e alcătuit dintr-un substantiv comun, articulat, hotărât, adică moara, cel locuțin adjectival, adică, fac o cacofonie, cu noroc. Și anume, ca să evit cacofonia, cu noroc. În esență, este ironic și simbolizează faptul că norocul ființelor umane se poate transforma oricând în nenoroc. Moara părăsită, aflată la răscruce de drumuri, reprezintă un spațiu malefic care nu oferă decât iluzia fericirii. Fosta moară este situată în valea dintre două drumuri. Așa, și ce am mai spus eu aici, este un topos binecuvântat doar la început, pentru că aduce speranța prosperității, pentru ca mai apoi să dovedească a fi unul malefic, fatal, schimbând complet traseul personajelor. Iată funcția de anticipare a realismului. Imaginea crucilor din apropiere anticipează destinul celor care nu respectă moralitatea. Dacă, fac o paranteză, veți avea tema și viziunea sau particularități ale textului narrativ. Vă veți referi și la realism. Eu asta am făcut oricum. Și puteți să spuneți, o primă trăsătură ce indică apartenența textului la realism constă în funcția de anticipare valorificată prin imaginea crucilor. Adică, cei care nu respectă moralitatea vor fi pedepsiți de către divinitate. E normal. Un alt element realist, dacă vreți să mergeți pe partea de realism. Tipologiile umane. Nu? Dacă vă gândiți la Ghiță, omul lacom, dornic de înavuțire, Lică, omul malefic și așa mai departe, toate tipologiile. Bătrâna înțeleaptă. Vocea ei se pierde în anonimat. Cea care spune omul să fie mulțumit cu sărăcia sa. Da? Pentru că este o reprezentantă, o emblemă a înțelepciunii populare. O mască autorială, o mască autorului, de fapt. Și revin la ce am discutat mai devreme cu voi. Se activează sensul conotativ, figurat al titlului. Moara fiind cea care macină destine. La moară se macină cereale și alte acareturi, nu? Dar, conotativ, figurat, simbolic, moara macină destine, inclusiv destinul lui Ghiță. Și iată cum oblig corectorul să mă puncteze. De ce? Pentru că îi dau ce vrea. Ce vrea? Legătura dintre titlu și construcția personajului central constă în diferența dintre esență și aparență. Deci trebuie să rețineți chestia asta și să pricepeți că doar așa vă va puncta. Dacă aveți această coerență și această legătură dintre titlu și personaj. Așa cum toposul, locul, adică aduce noroc doar în aparență, moara cu noroc, vezi, Doamne, Ghiță vrea să păstreze, să se păstreze onest doar în ochii lumii, nu și în realitate. Vă rog să formulați similar, sau dacă vă place formularea aceasta, chiar așa, să o păstrați, dar numai să o menționați, ca să primiți punctajul. Merg mai departe cu acțiunea. Iată. A, încă o chestiune. Este foarte important ca fix la începutul eseului, la începutul alineatului, să aveți elementul cheie. Despre ce vreau eu să vorbesc acum? Despre acțiune. Pac! Un alt element este acțiunea. Despre ce am vorbit mai devreme? Despre titlu. În ceea ce privește titlul. Sau titlul novelei. Privi la nivel cutare. Da? Fix la început să aveți. Știți, ca să îi atragă atenția celui care corectează și ca să îi simplifice cumva și lui munca. Care urmărește efectul alienant al banilor, dar și al dramei comunicării. Ghiță vrea să-și îmbunătățească situația materială, mutându-se la moară. O vreme el prosperă prin muncă cinstită. Sosirea lui Lică, omul rău și primejdios, declanșează intriga. În ciuda faptului că nu are o participare directă la toate tâlhăriile, Ghiță este făcut complicele acestuia. Este vinovat atât în ochii soției, cât și în proprii ochi. Încercând totuși să se scuze, Ghița afirmă cu părere de rău și îmi place acest citat. Sunt convinsă că vă dă și vouă de gândit. Așa m-a lăsat Dumnezeu. Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare decât voința mea? Nici cocoșatul nu e însuși vinovat că are cocoașă în spinare. Parcă era continuarea asta, nimeni mai mult decât dânsul n-ar vrea să nu aibă.
Adică, practic, Ghiță ce face? Se scuză, își găsește această scuză, cum că voința e mai puternică, patima banului, practic, e mai puternică, domnule. Ce să facă omul dacă așa simte el? Nici cocoșatul nu-i vinovat care cocoașă. Vedeți? Prin manipulare, Lică îi distruge legătura cu Ana, cea tânără și frumoasă. Lică își pierde luciditatea, își uită șerparul, iar după ce îl recuperează, este în pericol de a fi prins de jandarmul Pintea. În viza rândului, se sinucide. Trupul este aruncat de jandarm în râu. A doua zi, singurele personaje nevinovate, adică bătrâna și copilașii, plâng morții și pornesc mai departe. Ei, unii copii, știți ce fac? Fac un rezumat mult mai mare. Eu doar am scris acțiunea, am dat și un citat reprezentativ, astfel încât să mi se ofere punctajul. Și m-am referit și la Ghiță, adică n-am vorbit aiurea fără să mă refer la Ghiță și la patima lui. Fix prin citatul acesta. Iată. Până la urmă, dacă nu rețineți citatul, ziceți și voi. Reformulând. În opinia lui Ghiță, ce să zicem noi aici? Voința, patima banului este mult mai puternică și se dovedește a fi până la urmă un defect moral, dacă vreți, pe care nu-l poate controla. Se simte controlat de propria slăbiciune, asociindu-se cu un cocoșat care nu-i vinovat de propria cocoașă. Puteți să spuneți ceva de genul acesta, dacă nu rețineți citatul. M-am referit mai departe la modalități de caracterizare. Acestea sunt esențiale pentru protagonist. El este caracterizat în mod direct de către celelalte personaje, astfel Lică îi spune: tu ești om, Ghiță, om cu multă ură în sufletul tău și ești om cu minte. Dacă te-aș avea tovarăș pe tine, aș râde și de dracu și de mumăsa. Iar rare o recunoaște: tu ești om cinstit, Ghiță, și am făcut din tine vinovat. Dar Lică nu ar fi putut să facă din el un om vinovat, Lică cel care spunea că trebuie să-i cunoști omului slăbiciunea pentru a-l putea domina. Dacă Ghiță nu ar fi avut acest sâmbure, această dorință de a avea cât mai mulți bani. La rândul ei, Ana constată schimbarea lui Ghiță, om familie și iubitor inițial. Țin la tine, Ghiță, cu toată inima și cu cât te vei face mai aspru, cu atât mai din adins am să țin. Soaca lui Ghiță observă și ea slăbiciunea lui. Are și el, ca tot omul, o slăbiciune. Îi râde inima când își vede sporul. Iar Pintea sesizează tăria lui. Tare om ești tu, Ghiță, și eu îl urăsc pe Lică, dar n-aș fi îndrăznit să-mi arunc o nevastă ca a ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind. Și iată, m-am referit la caracterizarea directă, pe care o fac alte personaje. Dar și naratorul omniscient, cu o perspectivă narrativă obiectivă, îl descrie ca fiind, de tot ursus, se aprindea pentru orice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai înainte, ci râdea cu hohot, încât îți venea să te sperii de el. Eu am dat acest citat, iată și verbele, la examen nu vă apuca să faceți pe acolo sublinieri, subliniez eu că îmi permit aici, se aprindea, nu zâmbea, fără mai că mai e adverb și nu mă interesează, nu zâmbea, râdea. Sunt aceste verbe la persoana a treia, da? Niște elemente ale obiectivității. Iar când se mai juca cu Ana, își pierdea lesnecumpătul și lăsa urme vinete pe braț, iată violența. Autocaracterizare. Iartă-mă, Ana. Și cea cu cocoșatul, la fel, este autocaracterizare. Iartă-mă cel puțin tu, căci eu n-am să mă iert. Cât voi trăi pe fața pământului? Sau, sărmanilor voi copii, sărmanilor mei, nu voi, sărmanilor mei copii, voi aici, nu mai aveți un tată om cinstit, tatăl vostru e un ticălos. Practic, Ghiță conștientizează, ajunge la o formă de conștientizare. De conștientizare. Evit să las citatul ultimul și de aceea mai adaug ceva a propriului viciu.
Ok, finalul, având în vedere toate aspectele mai sus menționate, reține capacitatea lui Slavici de a impresiona prin complexitatea personajului și prin ideea conform căreia avertismentul inițial al soacrei, acela cu omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, nu repet, este un principiu al moralității care, dacă este ignorat, va aduce evenimente nefaste. După cum se poate observa în construirea personajului principal, autorul apelează la procedee clasice, dar și la cele specifice novelei psihologice, precum introspecția sau analiza, monologul interior. Acestea sunt atât modalități directe, cât și indirecte de evidențiere a însușilor eroului. Ok. Slavici reușind o îmbinare armonioasă a acestora, prin care conturează un personaj complex și tragic. Simultan, drama lui Chiță provine din lipsa de comunicare, care duce la înstrăinarea de sine și până la urmă la dezumanizare, fapt întâlnit și în viața reală. Mai puteți voi să adăugați, eu n-am mai scris aici, de simetria compozițională, plația incipit final, textul, începând cu vorbele înțelepte ale bătrânei și finalizându-se tot cu acestea, așa le-a fost data, nu? Simțeam eu că n-are să iasă sau nu o să iasă bine, dar așa le-a fost data. Adică omul și-a împlinit destinul, aspect în conformitate cu realismul. Dragilor, sper că v-am ajutat realmente cu această rezolvare a subiectului. Repet, nu e necesar să învățați două tipuri de texte sau trei. Pentru subiectul al treilea este suficient să învățați acest eseu la Moara cu noroc. Observați că respectă tot ce am discutat. De menționat este faptul că dacă veți avea de evidențiat realismul, efectiv la început puteți să spuneți tot ce am spus eu aici, însă vă axați foarte mult pe o primă trăsătură ce demonstrează faptul că textul este încadrat în realism, este reprezentată de fixarea în timp și spațiu, verosimilitate și dați exemplu unde se întâmplă acțiunea. Sau spuneți despre simetria compozițională în următorul argument. Dar, în mare parte, păstrați tot ceea ce am exemplificat aici. Sper că ați înțeles. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Îmi este de folos orice like, credeți-mă, orice abonare și consider că putem face o echipă foarte bună. Eu să postez în continuare ceea ce vă trebuie. Voi să apreciați munca mea, pentru că, într-adevăr, depun o muncă pentru voi și fac asta cu drag. Mersi încă o dată, abonați-vă, distribuiți cât mai mult, pentru că sunt convinsă că sunt printre voi colegi care poate nu-și permit o pregătire individuală și poate că le sunt de folos aceste informații, așa că fiți altruiști, gândiți-vă și la ceilalți și gândiți-vă și la mine până la urmă, pentru că de ce nu? Vreau să avansez și cred că merit să se întâmple asta. Mulțumesc încă o dată, spor la învățat și stați cu ochii pe lecția de română cu har. Ciao!